Cât a jucat fotbal, lui Mihăiță Neșu i s-a spus bișonul. Mai mult pentru părul său blond cârlionțat decât pentru comportament. Chiar el spune că... Voiam să demonstrez tuturor că, deși eram mic și firav, mă pot lupta cu oricine de la egal la egal. Aveam o voință extremă. Așa și era. Jurnaliștii sportivi spuneau despre Mihăiță că, în timpul unui meci, ara terenul de la un capăt la altul și că nu se lăsa ușor scos din joc, chiar dacă se accidenta. Este memorabilă imaginea lui Neșu de la Timișoara, unde a jucat o oră cu capul spart. Pentru asta iubeau suporterii steliști, ai echipei naționale și ai lui Utrecht, echipa olandeză la care a ajuns, pentru dăruirea lui totală, pentru ambiția cu care lupta pentru a învinge. 10 mai 2011 este ziua care avea să schimbe radical viața lui Mihăiță Neșu. La un banal antrenament a fost lovit involuntar de un coleg. A căzut fulgerător, iar colegii săi au constatat stupefiați că Mihăiță nu mai putea să miște deloc. A fost dus imediat la spital, iar diagnosticul medicilor a fost unul îngrozitor. Fractură de vertebră cervicală. A urmat o perioadă în care Neșu a luptat cot la cot cu medicii, astfel că a început să vorbească și să își miște mâinile. S-a întors acasă în Oradea și nu a trecut nici măcar o zi de atunci fără ca Mihai Neșu să nu tragă de el pentru a-și îmbunătăți starea. Nu i-a fost și nu este deloc ușor. După accident, soția l-a părăsit, iar ambii părinți au murit. Puțin oameni nu ar fi clacat în urma tuturor acestor întâmplări, însă nu și Mihăiță Neșu. El a realizat cât de grea și cât de costisitoare este recuperarea după un astfel de accident și s-a gândit imediat la cei din jurul său, în special la copiii care, la fel ca și el, au probleme neurologice. A înființat Fundația Mihai Neșu și de atunci a ajutat zeci de copii cu dizabilități să facă diverse tratamente în țară și în străinătate. Acasă, la Oradea, a înființat un centru de recuperare, apoi a contribuit major la înființarea unui alt centru la Constanța. Și chiar dacă fotbalul pare să-i fi luat totul, Mihai Neșu a înființat în Olanda și o mini-școală de fotbal pentru copii. Nu trebuie să înțelegem că Mihai este doar un manager al acestor instituții clădite cu ajutorul său. Mai importantă este prezența lui în mijlocul copiilor în timpul programului de recuperare. Și nimic nu-l poate mulțumi pe Mihai Țăneșu mai mult decât ca, din durerea unui copil care reușește azi să miște un braț sau un picior un milimetru mai mult decât ieri, reușește să scoată și un zâmbet. Mihai Neșu este cel care azi face transfer de voință și de putere unor copii cărora soarta le-ar fi fost pecetluită. El este un erou adevărat, apreciat acum poate mai mult decât atunci când un stadion întreg îi scanda numele. We'll be right back.